часто презентарі екстраординари, да? Кум Ванжі в 14 милі. Ve salut încă o dată, acum din calitate de invitat special și la acest aspect vreau să revin. Și până a trece la povestea mea despre putere, nu promit că va fi o poveste despre puterea anului neapărat, eu am de obicei la început discursul când vin în fața publicului nou un disclaimer, pentru că se zice că la vorbit în public nu ai voie să te scuzi. Nu se poate să te scuzi, că scazi din credibilitate. Și atunci m-am gândit, cu ce să vin eu care ar fi cuvântul potrivit și am găsit cuvântul disclaimer. Cine știe ce înseamnă disclaimer? Perfect. Este un contract prin care tu te absolvești, corect spus, de orice responsabilitate față de persoana care pe tine te-a chemat la un eveniment. Și oricare alt serviciu. Și disclaimerul meu primul este legat de cum vorbesc eu. S-ar putea întâmpla ca 50% din ceea ce vă spun să nu înțelegeți, dar nu vă pierdeți cu firea, anotați cuvintele, după care eu vă explic tot ce înseamnă. A doilea disclaimer este legat de cești pantofi. I-ați văzut? Nu. Este extraordinar. Eu mă simt foarte bine aici la voi. Și am văzut că bărbații, de obicei, când fac prezentări, dezbracă de sacou ca să se simte bine. Și eu acum m-am scalz de cești pantofi ca să mă simt bine alături de voi. Și sper să mă primiți. Și a treilea disclaimer din această seară, pe care vreau să-l aduc în fața voastră, este că eu voi contrazice cam tot ce s-a spus aici legat de obiectivele anului 2016. Sper că nu aveți roșii și nimic și să aruncați în mine. Pentru că la întrebarea lui Adi, la început, când el a întrebat cine și-a scris obiective pentru anul 2015 și 2016, 99% din public a ridicat mâna, eu nu o să vă mai întreb o dată, dar vreau să vă povestesc ce am făcut eu anul trecut în anul 2015. Mi-am scris obiective. Multe. 3 foi de obiective. Eu sunt o persoană foarte ambițioasă și eu când vreau din tot sufletul. Și era 1, 2, 3, 4 pe parte, și apoi pe alta, și apoi pe alta, și apoi pe alta. Până la un moment dat, un prieten al meu, prietenii mei, cam nu sunt oameni adecvați toți, un prieten al meu îmi spune, băi, Nata, ce scrii de atâta obiective? Știi ce trebuie să faci? Trebuie să scrii pe o foaie dorința ta sau scopul tău pentru anul viitor, să o arzi în timp ce la ora 12 noaptea bate ceasul de 12 ori, știi? Și acel scrum să-l pui în șampanie și șampanie să o bea și atunci scopul tău se va îndeplini. Nu era problema cu scrumul, ca să înțelegeți. Deci nu era problema cu axul și cu băutul. Era problema cum eu acele 3 foaie scrise pe parte și pe alta, să o scriu, să le scriu pe o foaie, ca să pot arde și să pot bea șampanie. Până la urmă a reușit. M-am gândit că dacă în anul 2015 voi cunoaște 2015 oameni, atunci cumva o parte din obiectivele pe care eu mi le-am setat se vor îndeplini. Și am scris pe foiță, eu vreau în 2015 să cunosc 2015 oameni. Am ars-o frumos, am pus-o în șampanie, am băut-o. Am băut-o și ce s-a întâmplat cu mine, o să vă spun mai târziu. Dar mai înainte de asta vreau să vă spun nu ce era scris pe acele, pe acele 3 foi, dar mai degrabă ce nu era scris în obiectivele mele pe 2015. Și în obiectivele mele pe 2015 nu era scris că eu voi deschide un club de public speaking și de leadership. Pentru mine, la sfârșitul anului 2014, asta era ceva din categoria visuri naive. Adică eu nici n-aș fi găsit în mine curajul și tupeul de a-mi dori așa ceva. Și la o lungă distanță, adică de anul 2000, după ce a trecut avea o lună din 2015, eu, cumva, prin alinierea stelelor, am reușit împreună cu niște oameni extraordinari de frumos să deschid un club de public speaking.
бля, цел, фактул că eu voi conduce în București. Nu club, dar mașină. Pentru că asta e o proveste groaznică. Eu ultima dată am condus la 18 ani. Și la 18 ani am condus o mașină pentru că vreau cumva să ne obțin carnetul de conducere, clar lucru că nu l-am obținut din prima oară și nici din a doua. Și slavă Domnului că în Moldova pot să dai de 3 ori examenul și abia din a 3-a l-am condus, l-am obținut. La penultima mea experiență, eu stăteam în mașină la intersecție cu un polițist, la noi polițiști primești, nu știu în România cine primește examenul la șofer, la noi polițiști. Și ca să înțelegeți de ce eu nu credeam în mine. Eu stăteam frumos la o intersecție mare, mare asta înseamnă două benzi în Chișinău. Două benzi într-o direcție, da? Centura pusă, mâinile pe volan, concentrată, mândră de mine, din a doua oară, hai nu odată din prima, dar din a doua oară voi obține, tot frumos, la semafor era roșu, noi suntem, polițistul cealaltă glumiață, eu frumos stau și se face culoarea galbenă. Era o mașină veche, rusească, care se închidea ușa cu un șurub, trebuie să o trândești super tare și să-i bagi un șurub ca să fie închisă. Și vă dați seama că chestia asta care schimbă nu funcționa foarte bine, nu că ea nu funcționa, poate eu nu știam. Și iată la semafor se face culoarea galbenă și iată eu mă pregătesc să mă pornesc înainte și iată la semafor se face culoarea verde și iată toată lumea se pornește înainte și eu mă pornesc înapoi. Pentru că acolo pe cutie de viteză cumva în leturi era, lângă prima era R, care înseamnă înapoi. Și polițistul a văzut, s-a dat în oglindă, s-a asigurat că nu e niciun pericol și îmi spune: bine, bine, domnișoara student, toată lumea merge înainte, numai noi, caracii, înapoi. Nu primiți carnetul! Din a treia oară era pur o întâmplare, că l-am primit, nu era la semafor nici culoare roșie, nu trebuia să mă opresc, era doar înainte. Și vă dați bine seama că la sfârșitul anului 2014 eu n-aș fi îndrăznit să scriu pe acel bilețel: vreau să-mi cumpăr o mașină, vreau să conduc în București, când eu în București nici pe jos nu știu să merg ca lumea. Și iată, voilà, astăzi eu sunt la volan, puteți să mă vedeți pe drumuri cu zâmbetul pe buze, eu vă sugerez din inimă să vă feriți când vă feriți, dar asta mai puțin contează. Cu atât mai mult, eu n-aș fi avut tupeu în anul 2014 să scriu că vreau să fiu invitat special la evenimente. Eu cred că în anul 2014, la sfârșit, vreau să fiu invitat măcar de cineva la un ceai, în afară de soțul meu, luând în considerație că eu practic nu știam pe nimeni București. Și iată astăzi, uitați-vă ce frumos scrie acolo, nu scrie, dar scrie mai înainte. Invitat special. Și vă spun cu mândrie că nu este primul eveniment la care sunt invitat special, încă nu am învățat să mă port ca un invitat special. Dar ce este frumos, că lucrurile astea se întâmplă. Chiar dacă eu nici nu-mi trecea prin cap să le scriu la un moment dat. Mai mult decât atât, în anul 2015, eu am găsit în mine tăria de caracter de a participa la un concurs internațional de vorbit în public. Internațional, cum sună asta. Și acel concurs internațional am luat loc întâi. Și poate cumva că vă gândiți: aaa, ce fată norocoasă e fata asta, câte lucruri a obținut ea pe parcursul anului pe care nici măcar nu și le-a dorit. Dar nu este vorba de noroc, pentru că se zice că, nu eu le zic, dar oamenii deștepți spun așa, norocul vine doar la mințile pregătite. Eu am băut acea șampanie. N-am cunoscut 2015 oameni. Mi-a fost rău vreo două zile. Dar dorința nu s-a îndeplinit. Și probabil voi vă întrebați ce vreau să spun eu cu tot asta. Eu cu tot asta vreau să spun doar o singură lucru. Nu vă setați obiectivi smart. Nu vă puneți în cutiuță. Îmi pare atât de
Atât de trist să te setezi niște obiective realizabile. Când totul ce mai frumos se întâmplă atunci când îți dorești lucruri irealizabile. Când îți dorești lucruri la care nici măcar nu ai tupeul să visezi. Îmi pare că tot ce se poate întâmpla cu noi mai frumos nu poate fi măsurat în timp, în spațiu, în lucruri. Îmi pare că tot ce se întâmplă cu noi mai frumos într-un an sunt acele vise pe care, ca și în copilărie, vă amintiți în copilărie? Noi visam nu ceea ce puteam realiza, pentru că noi când ne setăm obiective smart, ne setăm ceea ce sigur știm că am putea cumva să realizăm. În copilărie noi visam ceea ce era fantastic. Puterea anului 2016 este în voi, nu în an. Dacă aveți tupeu să scriți pe foi lucruri pe care credeți că niciodată nu o să le realizați, scrieți-le. Dacă nu, lăsați-vă să visați. Lăsați-vă să ajungeți la un sfârșit de an și spuneți, mamă, dragă, eu nici nu ne-am imaginat vreodată că îți primesc un carnet de conducere și iată acum mă conduc. Lăsați-vă să fiți jucăuși. Da, eu știu că Paul v-a promis că o să fie un discurs mega fan, dar cred că cel mai fan suntem noi. Atunci când ne transformăm un an într-un an plictisitor cu 30.000 de o să mă duc la sală, o să slăbesc și nu știu ce o să fac. Visați! Puterea anului 2015 este în voi, nu în an. Vă mulțumesc!